În numele Domnului nostru Iisus Hristos, deschidem acest program prin imnul Voi credincioși veniți! Iubite Tată din ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos venim înaintea ta plin de mulțumire pentru că Tu ne-ai adus din nou în locașul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru această minunată zi de sabat care am petrecut-o la picioarele Tale. Te invităm și în după amiaza aceasta să fii cu noi și cuvântul care îl vom primi să-l punem în inimile noastre, să încolțească și Te rugăm ca să ne ajut să-și rodească. Călăuzește-ne pe fiecare și binecuvintează-ne în ceea ce avem de făcut și în numele Tău îi aducem slavă și dorim să fim cu Tine în veșnicie. Amin. Amin.
Pacea Domnului! Mă bucur, stimați frați și surori, stimați prieteni, să mă pot întâlni cu dumneavoastră. Pe unii v-am văzut aseară, pe alții întâlnesc astăzi în această pamiază și văd multe fețe cunoscute de pe meleaguri în care am copilărit, am crescut, prieteni vechi, frați și surori, și mă bucur de toți care suntem împreună aici, pentru că fiecare sunteți un cadou. Un cadou pentru Dumnezeu și un cadou unii pentru alții. Bucuria de a fi împreună, de fapt, este o bucurie care poate fi contagioasă. Bucuria de a ne simți parte din aceeași familie și a putea să avem aceleași țeluri, aceleași drumuri, același drum, aceeași direcție, este un lucru care, într-adevăr, ne încurajează de fiecare dată. În această pamiază de sabat, într-o scurtă meditație, pentru că, după cum pastorul bisericii a gândit să fie o masă rotundă, un workshop cu întrebări și răspunsuri, dorim ca să fie o scurtă meditație mai întâi, după care să fie o analiză pe care vrem să o facem împreună. Textul egal de bază în această după-amiază aș dori să fie cel pe care ne-l sugerează Dumnezeu prin textul din Roman capitolul 13 și vă invit, dacă doriți, să urmărim pasajul acesta. În capitolul 13, versetele 11 și versetul 12, prima parte. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci mântuirea este mai aproape de noi, este acum mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Îmi place nota pozitivă cu care se încheie această parte din versetul 2, prima parte din versetul 2, versetul următor, 12. Se apropie ziua. Și de câte o se apropie ziua, bucuria este mai mare. Intrăm în efervescență, intrăm în activitate, ne bucurăm de ceea ce aduce o nouă zi și, într-adevăr, serenitatea, fericirea noastră este din ce mai mare. De-a lungul vieții noastre, întâlnim repere care marchează așezarea noastră în spațiu și în timp și care marchează direcția și destinul nostru. Fiecare avem astfel de repere. Sunt, de asemenea, momente, împrejurări, evenimente și persoane care străjuiesc sau care au un impact, sau au avut un impact asupra gândirii noastre, asupra alegerilor și perspectivelor fiecăruia. Dacă ar fi să privim câteva repere ale vieții noastre, repere care sunt, într-adevăr, elemente, piloni de care diferențiază și ne creează o direcție, am putea spune că familia este unul dintre piloni. Este un reper important al vieților noastre. De asemenea, educația, profesia, căsătoria, sosirea pe lumea copiilor noștri, filozofia de viață, țara în care locuim, apartența religioasă sau biserica căreia aparținem, momentul intrării într-un legământ cu Dumnezeu prin botez, prietenii pe care îi avem, anumite întâlniri sau reuniuni speciale au un impact și, poate nu în ultimul rând, cu siguranță, pastorul, comitetul, biserica din care facem parte. Pentru mine, cred că un reper, și mă bucur că am ocazia să-l salut aici, în biserica aceasta, pe cel care a fost primul meu pastor. Pastorul Titus Cazan, îl văd în sala aceasta, împreună cu tanti Vali, mi-amintesc cu plăcere. Momentele în care, copil fiind tânăr, ne întâlneam des tinerii la sfârșitul sabatului în familia dumnealor și era o atmosferă plăcută în care am crescut în această atmosferă și iată, după zeci de ani putem să ne revedem. Un reper care pentru mine a fost important, modelul pe care pastorul mi-l lăsase în perioada respectivă. Pe măsură ce ne apropiem de pericolele ultimilor zile, se spune un gânditor inspirat, Satana se consultă serios cu îngerul lui pentru a găsi planurile pentru a face ca să fie înfrântă credința poporului lui Dumnezeu. Textul pe care l-am citat, pe care Pavel îl sugerează pentru că știți în ce împrejur ne aflăm, de fapt mi-aș permite să fie o întrebare. Chiar știți în ce împrejur ne aflăm?
Chiar sunteți siguri că știți? Și în acest context mi-am dat seama că există cel puțin trei categorii de persoane. O primă categorie de persoane este categoria acelora care văd ceea ce se întâmplă și nu înțeleg ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pare totul, nu putem să distingem, să localizăm, să putem așeza în spațiu, în timp, anumite evenimente, anumite situații în mod concret. Este foarte greu să fii în categoria acestora care văd sau aud ce se întâmplă și nu înțeleg. Mi-am trezit o ilustrație, multă vreme în urmă am ascultat-o, mi s-a părut interesantă și sugerează destul de mult. Se concura pentru un post de operator Morse într-o anumită ocazie și probabil că cunoașteți istoria aceasta. Se prezintă 7 candidați și iau loc în zona de așteptare, dar mai târziu, să știu, un al 8-lea, după circa o oră, completează formularul și așteaptă să fie invitat în biroul președintelui companiei. Doar câteva minute mai târziu, cel ultim venit se ridică de pe scaunul său și intră în biroul președintelui companiei. Spre surpriza celorlalți, indignarea chiar a acestora, vine ultimul și intră primul, nu așteaptă. Și au zis nicio problemă, va fi descalificat cu siguranță și nu va avea bucuria de a obține postul respectiv. Dar trec minute și iată, 10-20 de minute, după circa 30 de minute, președintele companiei, însoțindu-l pe cel intrat în biroul său, comunică la ieșire celor din sala de așteptare. Domnilor, vreau să vă transmit că postul de operator Morse a fost ocupat. I l-am oferit acestui tânăr, la care zumzetul celorlalți este într-adevăr energic. Și au zis, bine, dar nu înțelegem, noi stăm de o oră la rând așteptând să fim invitați, precum am sosit, vine ultimul, intră în sala de așteptare, în sala biroul noastră, din sala de așteptare și îi oferiți postul. Și a zis, sigur că da, îl merită, pentru că din primul moment în care ați intrat aici, în sala de așteptare, comunicam în continuu prin sistemul Morse, cel care înțelege mesajul, să intre în biroul președintelui companiei, postul este al lui. Dumneavoastră candidați pentru un post pentru care sunteți nepregătiți. Și această întâmplare, această sugestie, mi-am dat seama că de multe ori se poate întâmpla cu noi să privim în jur și să nu înțelegem ceea ce vedem. A doua categorie, care probabil că nu știu dacă ne regăsim în aceasta, deși este posibil, este categoria celor care văd ce se întâmplă și se obișnuiesc cu ceea ce se întâmplă. Pentru că se repetă evenimentele, situațiile sunt din ce în ce mai multe și pentru că nimeni nu reacționează în mod special, ne învățăm cu ceea ce se întâmplă. Evenimentele înconjurătoare, semnele profetice, le numim noi, multe dintre acestea, și ne învățăm cu ele. Este a doua categorie. Dar există o a treia categorie de oameni, acelora care văd ce se întâmplă sau aud și nu iau nicio atitudine. Nu e problema mea, nu e familia mea, nu e în țara în care locuiesc eu, nu-i cunosc, au dreptate, n-au dreptate, e adevărat, nu e adevărat, e mai comod să nu mă implic, nu iau niciun fel de atitudine. Astăzi observ că sunt câteva situații speciale care încep să formeze politicile regionale sau internaționale. Este vorba, în primul rând, de problema religiei. Religia, de fapt, intră într-o situație și în situația în care lucrez, în poziția în care lucrez, mă întâlnesc de multe ori, fie la diferite nivele, regionale sau internaționale, cu reprezentanți, cu diplomați, politicieni, și observ discuțiile, observ proiecția care se dă asupra lumii și mi-am dat seama de fapt că sunt câteva situații care vor genera un trend, o direcție clară la nivel internațional. Problema religioasă. Din momentul în care au început atentatele și cu care sunt familiarizați, din nefericire au lovit Parisul, dar și San Bernardino, foarte aproape de dumneavoastră, mai ales în Paris în 2015, în ianuarie, când a fost cu ziarul Charlie Hebdo, în momentul acela. Din momentul acela, orice înseamnă religie, intră într-un cont special de atenție a celor care guvernează lumea.
De ce? Și la un moment dat apare pe bună dreptate, îndreptățită până la o anumită poziție, anumit punct, problema aceasta de preocupare, ca nu cumva din spatele religiei să apară o anumită violență în numele religiei. Și tot ce înseamnă religios intră într-o situație specială. Orice persoană religioasă deja nu mai este o privită cu aceiași ochi ca până momentul acela. O altă situație care o vedem, problema libertății. Problema libertății, problema securității, securității naționale, securității personale și problema familiei. Sunt cele patru probleme pe care le sesizez la ora actuală, că sunt problemele speciale care intră în primele pagini ale ziarelor și a preocupărilor, agendelor diplomaților lumii. Aș dori să privim puțin ceea ce ne sugerează Cuvântul Lui Dumnezeu apropo de problema libertății în mod special. Biblia ne spune, privește-ți urma pașilor în vale și apoi ne spune înțeleptul Solomon, învață-ne, sau David, să numărăm bine zile ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Avem nevoie să căpătăm o inimă înțeleaptă. Problema libertății o sesizez din patru unghiuri diferite. Sunt patru tablouri. În primul, libertatea, priviți prima familie așezată în grădina Edenului. În momentul acesta, Adam și Eva se bucură de libertate. Pentru că libertatea, mai întâi de toate, este un dar. Un dar al lui Dumnezeu. Dar se întâmplă de la primul tablou, libertatea dar, era ideea de a pleca din Eden spre Egipt. Sunt nemulțumiți cu darul. Și au zis, hai să vedem și altceva. Dumnezeu este creatorul libertății, El este creatorul omului și creatorul universului. Dar noi folosim uneori libertatea conform propriei alegeri, așa cum vrem noi înșine, fără să ținem cont de fiecare dată de modelul de ceea ce ne spune Dumnezeu. M-am întrebat și ne întrebăm de multe ori cum au folosit libertatea primii părinți. Dumnezeu le-a acordat libertate. Ce au făcut cu aceasta? Și din lecția primilor părinți, libertatea ca dar, observ că se desprind câteva lecții care merită analizate, doar le enunț în această după-amiază, pentru că timpul îl avem gândit pentru o abordare mai largă. Libertatea, darul de preț al lui Dumnezeu, primul dar fundamental ce definește demnitatea umană, este un dar insuficient prețuit. Se poate pierde ușor, așadar libertatea este un dar vulnerabil. Un dar care se poate pierde. Și libertatea folosită greșit are consecințe dramatice asupra celui în cauză, cât și implicații peste vreme asupra celorlalți. Și a treia lecție care mi-o sugerează acest prim tablou, libertatea ca dar, este important să te găsești în Eden, dar mai important este să rămâi acolo. Pentru că au fost în Eden, dar n-au rămas acolo. Tabloul 2. Într-un moment în care poporul revoltat, ajungând în Egipt, strigă la Dumnezeu, Doamne, nu mai suportăm robia. Și numai unui strigăt puternic, unui strigăt repetat la Dumnezeu, Dumnezeu într-adevăr intervine în favoarea poporului său. Minuni nemaipomenite, impresionante, revedem plăgile ce cad peste Egipt, dar de care au scăpat israeliții în ținutul Gosen. Privim la stâlpul de nor, la stâlpul de foc, ziua și noaptea, care îi călăuzește, îi orientează, îi protejează. Vedem cum Marea Roșie se formează, în Marea Roșie un tronson, încât se formează o autopistă de trecere ca pe uscat. Și este o minune extraordinară. Priviți împotmolirea egiptenilor care intră în urmărirea acestora, în timp ce israeliții trec dincolo. Priviți cum mana cade de la Dumnezeu 6 zile și în ziua 6-a porție dublă. 6 zile din 7, în ziua 7-a nu primesc mană, dar în ziua 6-a cade dublu și satură pe toți. Încălțămintea în picioare, se spune că în pustie nu li s-a stricat, ne cumpărăm încălțăminte des, ni se rupe, dar ei n-aveau nevoie pentru că Dumnezeu, deși au cătorit mult, îi călăuzește. Libertatea în tabloul 2 o vedem nu doar ca în primul tablou, libertatea ca și dar, libertatea este un drept. Și pentru că libertatea este un drept, poporul strigă, Doamne, vrem să avem libertate, din nou vrem să o recăpătăm. Câteva lecții desprinse din tabloul 2.
Dumnezeu este sensibil la durerile celor care strigă după ajutorul său. De fiecare dată. Este un lucru care ne poate da satisfacție tuturor. Dumnezeu aude. Este clar că Dumnezeu aude. Chiar dacă uneori Dumnezeu nu știm cum înțelege problema respectivă și nu știm exact Dumnezeu cum răspunde rugăciunilor noastre. Uneori Dumnezeu este atipic în modul în care acționează pentru noi și uneori nu-L înțelegem. Mama mea îmi povestea o experiență care a fost interesantă în copilăria mea. Merge să schimbe butelia de aragaz la depozitul de butelii și în momentul când ajunge acolo, vânzătorul îi spune: Doamnă, dați-mi vă rog buletinul de identitate. Niciunui cumpărător înainte nu-i ceruse buletinul de identitate, actul de identitate. Ajungând în față, spune: Doamne, vă rog să-mi dați buletinul. Și domnul, eu am banii. De fiecare dată, la fiecare două săptămâni, venea să schimbe butelia. Și a zis: nu, mie îmi dați buletinul. Și a zis: domnule, am copii acasă, unul de 3 luni, altul de 3 ani. Am nevoie să pregătesc mâncare, soțul la muncă. Nu discutăm, doamnă, plecați repede acasă și aduceți-mi buletinul ca să puteți să găsiți butelie de aragaz. Și își pune butelia în spate, nu era mașina sau șocare, nici căruț, și fuge spre casă, tăcea calea ferată. Plouă. Și în momentul acela se aude un șuier de tren. Trenul se apropie. Și în mijlocul șinilor de cale ferată, o mogâldeață de 3 anișori era în căutare. Apucă să îl treacă dincolo și în clipa următoare, trenul accelerat trece calea ferată în viteză, șuierând. Nimeni în jur. Ploua. Când se uită bine, era propriul ei copil. Ajunge acasă cu el, speriată, îngrozită. Îl închide în casă, când își revine, după o oră, revine la magazinul de butelii, la depozit de butelii, cu buletinul și cu banii din nou. Și oferă vânzătorului: domnule, poftiți buletinul, la care el se uită mirat și spune: nu, doamnă, mie nu trebuie buletinul nimănui, mie trebuie banii. Păi mi-a așteptat acum o oră și ceva. Și a zis: nu, doamnă, mi-am nevoie de buletin, am nevoie de bani. Și mama mea povestea: câtă vreme avem o misiune, suntem nemuritori. Îmi spunea lecția aceasta pentru că eu eram cel care plecasem în căutarea mamei. În momentul acela s-o caut pe mama care plecase de acasă, deși nu ieșe niciodată din curte singur până în momentul acela. Și ideea este, mama spunea: m-am rugat Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea, să-mi dea butelie. Și nu mi-a dat butelie. Și am insistat: domnule, vă rog mult că trebuie să ajung acasă. Era explicabil, dacă butelie era plină, n-ar fi ajuns la timp ca să poată să-l scoată dintre șine pe cel care plecase în căutarea mamei. Sunt lecții pe care nu le înțelegem în viață, dar Dumnezeu le conduce. Și un lucru este cert, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră, chiar dacă nu-L înțelegeți. Strigătul însă e necesar pentru recăpătarea libertății pierdute. Nici o piedică nu este prea mare și nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. Dumnezeu deschide cale și creează posibilitatea poporului de revenire. Dar din cauza pierderii reperelor eterne sau datorită lipsei acestora, libertatea poate fi canalizată greșit. Lecția finală din acest al doilea tablou: nu este suficient să pleci din Egipt spre Canaan. E nevoie să ajungi în Canaan. Libertatea, dar libertatea drept. Tabloul 3. În Numeri, textele nu le citim, dar le amintim, 13, 14, dacă vreți, apare descrisă libertatea într-o a treia dimensiune. Israeliții se găsesc la frontiera Canaanului. Visul ajungerea acasă, acolo unde curge lapte și miere, după exprimarea biblică, al încheierii pregânărilor prin pustie, era la o aruncătură de praștie. Toate premizele erau favorabile pentru ca să intre în Canaan. Dar au zis: nu, nu se poate, e prea greu, sunt uriași cei de acolo, noi eram ca niște lăcuste. Și 10 au o opinie, 2 au altă opinie. Și la un moment dat au început să strige: mai bine muream în Egipt
sau în pustia aceasta decât să mergem acolo? Ei, Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. A zis, ok, vreți în Egipt, veți în pustie, veți muri în pustie. Ce-i mai legat de Egipt? Robia. Ce-i legat de Canaan? De fapt, de ce doriseră Canaanul? Lecție desprinsă din tabloul 3. Te poți găsi în libertate și totuși să trăiești ca un rob. Ce faci din libertatea pe care o ai? Dacă te desprinzi de Egipt doar fizic, atenție, sunt șanse mari să te reîntorci de unde ai plecat. Nu totdeauna majoritatea are dreptate sau are vederea bună. Eu cred că dacă l-avem pe Dumnezeu de partea noastră, însă avem majoritatea. Și prefer această majoritate doar pe Dumnezeu să l-am de partea mea și nu contează atitudinea celorlalți. Punerea la îndoială sau ignorarea puterii lui Dumnezeu înseamnă trăirea într-o permanentă sclavie. Tabloul 4. Pentru că tabloul 3 înseamnă alegere. Primul tablou, libertatea drept, libertatea dar. Tabloul 2, libertatea alegere. Libertatea drept. Tabloul 3, libertatea alegere. Tabloul 4 este vorba de libertatea responsabilitate. Lumea are nevoie astăzi de libertate religioasă. Are nevoie de libertate și în special de libertate religioasă. Vă bucurați în Statele Unite ale Americii de libertate specială și datorită pionierilor care au lucrat la această libertate, a amendamentelor care au fost date, vă bucurați astăzi și încă America poate să fie un exemplu în multe privințe pentru lumea întreagă. Nu totdeauna reușește să fie la înălțime, probabil, ca în alte părți ale lumii. Dar libertatea înseamnă responsabilitate. Se spune de pe tipul Iov, pe vremea aceea, într-o zi a venit un sol care a zis, pe când vorbea el, a venit încă un altul și a zis, o altă tragedie și un altul și a zis, și când deschidem astăzi radioul sau televiziunea, vedem atât de multe știri, atât de multă agitație, se pare că totul parcă este pe dos, confuzie, surprize, intoleranță, instabilitate, sărăcie, tot felul de crize. Priviți istoria pe timpul lui Nero, putem privi mai departe pe timpul Inchiziției medievale, puteți privi, dacă vreți, masacrul din Paris, din noaptea Sfântului Bartolomeu. Priviți de domnia terorii, Revoluția franceză, pe timpul lui Stalin. 20 de milioane de persoane omorâte. Pe timpul lui Hitler, circa 14 milioane. Pe timpul celor de război mondial, circa 55 de milioane. Și putem să continuăm știrile acestea. Se spune la ora actuală astăzi, circa 75% dintre locuitorii lumii nu se bucură de această libertate fundamentală de a crede și de a-și manifesta credința religioasă, iar între 200 și 400 de milioane de creștini sunt persecutați și discriminați. Anual dintre aceștia, peste 150.000 sfârșesc prin a fi uciși. O sursă care este dată din America, Pew Forum, care este o sursă credibilă privind știrile acestea. Ce putem să facem, dragii mei frați și stimate surori? Ce putem să, ca și concluzie, pentru că am depășit deja timpul care mi s-a acordat, nu este suficient să te fi născut în Eden sau să locuiești în fiecare săptămână în paradis, în casa lui Dumnezeu. Tu trebuie să rămâi acolo. Nu este totul să pleci spre Canaan, să te găsești pe drumul Canaanului. Tu trebuie să ajungi acolo. Pentru a fi 100% liber, ai nevoie să fii 100% rob. Rob lui Hristos. Adică să te predai, să depinzi de acesta. Fă din cercul tău de influență și din biserica ta o lume plină de pace, de bucurie, de respect, liber de ignoranță, promovând și veghind permanent libertatea, libertatea religioasă și valorile familiei. Am avut ocazia să cunosc personal familia Bornariu, despre care cred că ați auzit destul de multe. E doar unul dintre cazurile speciale care creează tensiune la ora actuală. I-am cunoscut personal în Norvegia, la ei acasă. M-au chemat să merg să-i ajut,
să pot să pledez în favoarea lor la organizațiile internaționale și cunosc foarte bine situația, care sub numele de child abuse, în spate sunt alte probleme de îndoctrinare religioasă, creștină și interesant într-o țară cu democrație, cu stat de drept, dar despre aceasta poate vom comenta între momentele următoare. Fiecare persoană are dreptul astăzi să aleagă liber să creadă, să nu creadă sau ce să creadă. Fiecare este liber să adere sau să aparține unei biserici sau alteia. Niciun guvern, nicio religie, nicio biserică și nicio persoană nu au dreptul să supună la presiuni conștiința celuilalt, să forțeze aceasta prin legislație, prin amenințare, intimidare sau pe orice altă cale. Trebuie să promovăm, să apărăm libertatea cu multă convingere și cu dragoste, pentru că libertatea înseamnă Dumnezeu și este expresia dragostei sale, a legii sale. Trebuie să gândim liber, fără prejudecăți și trebuie să fugim de neutralitate, să trăim în libertate. Dar e nevoie să veghem libertatea, să promovăm libertatea, să o protejăm pentru ceilalți. Să ne bucurăm de aceasta. Cineva spunea într-o ocazie, un pastor protestant, într-o ocazie în care a fost invitat să ia atitudine când nazismul lupta și au zis, bine, eu nu sunt sindicalist, nu pot să intervin, nu mă bag. Apoi erau persecutați catolici și au zis, nu, eu nu sunt catolic și nu intervin, nu mă interesează. Apoi au zis, sunt alții comuniști, eu nu mă bag. Și în momentul în care el a ajuns la rând, a zis, n-a fost nimeni care să ia atitudine în favoarea mea. Dumnezeu ne-a creat liberi și ne-a dat libertatea să alegem ceea ce dorim să facem. În funcție de alegerile noastre, destinul nostru va fi Egiptul sau Canaanul. Să-L alegem pe Dumnezeu astăzi și programul Său, iar alții, privindu-ne pe noi, să-L poată cunoaște pe Dumnezeu și să dorească Canaanul Ceresc. Să ne trăim libertatea cu o conștiință curată, știind că am făcut totul ca alții să fie fericiți. Dragii mei frați, dragi prieteni, pentru că știți în ce împrejur ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de voi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Haideți să fim gata cu toții pentru momentul acela al întâlnirii cu Iisus. Amin. Aș vrea să vă rog în timpul acesta să pregătim să cântăm împreună cântarea Pe aripi de vulturi purtat. Până atunci, câteva lucruri de suflet. Frații mei, pe vremuri când stăteam de vorbă cu prietenul și fratele meu Liviu Olteanu la Brașov și în altă parte, nu mă gândeam că ne vom întâlni vreodată, dânsul în calitate de secretar general a unei organizații pentru apărarea libertății religioase, iar eu aici, la Loma Linda. Dar Dumnezeu are căile Lui. Îi spun încă o dată bun venit. Îi spun bun venit în această biserică a noastră, micuță, modestă, dar plină de oameni care iubesc pe Dumnezeu, în primul rând, și apoi lucrarea Lui. Bine ai venit, Liviu! Mulțumim pentru cuvântul tău despre libertate și mulțumim de asemenea pentru că vei fi cu noi și în momentul în care vom discuta câteva cazuri reale care se întâmplă în mijlocul nostru. Tot vorbind despre suflet, vreau să-i spun un bun venit pastorului Shamo din Riverside, pastor al Bisericii Pentecostale care este cu noi. E o plăcere, vă așteptam de multă vreme să fiți aici. Fratelui pastor Gabi Covaci, pastor în Riverside, Biserica Tabor. Cred că este prima dată când ne vedem. Așa este aici. De asemenea, fiți binevenit și să vă rămână în suflet atmosfera de dragoste frățească, de frumos și de iubire de Dumnezeu. Și în ultimul rând, vreau să-i spun un bun venit fratelui Purneanu. Biserica Bethel, Stanton. Cred că ne cunoaștem mai mult.
legăturile între această mică biserică și biserica dumneavoastră mai mare sunt vechi. De pe vremea fratelui Nicu Butoi. Ne bucurăm că suntem iarăși după o vreme împreună, sperând ca aceeași căutare frumoasă după Dumnezeu, sinceră și niciodată ostoită, să poată să ne facă să-L căutăm pe Dumnezeu mai departe. Deci, bine ați venit cu noi. Acum, dragii mei frați, scumpi prieteni, ceea ce am dorit să facem este să-L invităm pe fratele Liviu aici, în față, și să începem să-i punem câteva întrebări. Eu voi sta lângă dânsul pe scaun, masa fiind foarte mică, nu ne-am putut permite să stăm toți la masă, dar îi vor considera pe frații mei pastori ca și cum ar fi la masă împreună cu noi. Așa că în timpul discuției, când înșii vor avea vreo întrebare de pus, sunt bineveniți să pună întrebări pentru a clarifica, pentru a înțelege și pentru a ne angaja până la urmă, pentru ca să luptăm pentru ceea ce am spus înainte că ar fi un drept al nostru. Un drept al nostru. Putem foarte bine ca aceste situații să treacă pe lângă noi și să nu ne afecteze. Însă, ceea ce este important este că o anumită întâmplare de gestul acesta nu face altceva decât developează schema unei mai ample acțiuni din spatele ei. Vreau să vă spun că cu asta ne vom ocupa. Nu neapărat doar cu cazul Bodnariu, deși este foarte important și ne rugăm lui Dumnezeu și sper că el să se rezolve foarte curând. Sper ca marșul pe care îl vor face creștinii în zona Los Angeles cât de curând să poată să aibă rost. Marșul universal la nivelul planetar care va avea loc în același timp, sper să aibă rost. Sper să aibă rost toate. Dar dincolo de rezolvarea acestui caz, este o anumită tendință, o anumită agendă cu o specificitate extraordinară despre care Dumnezeu ne-a avertizat. Îi spun de asemenea un bun venit fratelui Otinel, e și dânsul aici. Îmi pare rău că n-am știut că ești aici, că îți dădeam și ție un microfon, dar știu că vorbești destul de tare să n-ai nevoie. Așa că mulțumim Domnului, frate Liviu, poftiți în față. Luați loc pe aripi de vulturi purtat. Thank you.
Frații mei, este bine să fim liberi, este bine să putem cânta, este bine să ne putem exprima în mod deschis și personal credința noastră în Dumnezeu. Este bine să studiem cuvântul lui Dumnezeu și este extraordinar să-l putem vesti liber pe străzile unei țări în care lucrurile ar putea să fie și altfel. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această țară a credinței înălțată pe sângele strămoșilor noștri care au fost părinții peregrini ai acestui loc. Nu peste tot libertatea este la fel de apreciată. În toate părțile acestui pământ, libertatea are dificultăți și mai ales libertatea religioasă. Aș vrea să-l întreb pe fratele meu, Liviu, să-mi spuneți sau să ne spuneți astăzi, pentru început, care este profilul activității dumneavoastră, organizația pe care o reprezentați, care sunt scopurile ei, modul în care acționați, în ce mod dumneavoastră folosiți sau dați ajutor libertății religioase? Mulțumesc. Dragii mei frați, pot să vă spun că e un har de la Dumnezeu locul în care am fost chemat să lucrez. M-am pregătit în ce mă privește, am încercat să mă pregătesc, să cunosc mai multe, nu doar din punct de teologic, ci mai multe al dreptului, pentru că am cunoscut în țara din care m-am născut ce înseamnă uneori libertatea religioasă în momentul în care ești privit de colegii tăi de clasă, de școală, ca fiind pocăit, și stigmatul care se așeza, ironia care se crea, și am zis de ce, dacă suntem diferiți, nu putem să ne bucurăm la fel. A fost o perioadă pe care am cunoscut-o bine cei care am trăit în România. Încă din momentele acelea, pe mine m-a inspirat nevoia de a cunoaște mai mult care sunt procedurile care pot fi găsite pentru a putea lucra la părerea altora. Și prin harul Dumnezeu am reușit să studiez în țară, după ce am terminat teologia, dreptul, fiind chemat apoi să lucrez în Spania, în cadrul Uniunii Spaniole, în anii 98. Am avut ocazia mai departe în Spania să continui pregătirea mea academică și să dezvolt ideea aceasta a drepturilor omului, a relațiilor internaționale și diplomație, iar în final, prin harul lui Dumnezeu, pentru că meritul îi aparține lui, să pot să aprofundez originele și orizontul luptei pentru libertatea religioasă, în contextul special, în teza doctorală care a avut ca referință Națiunile Unite și diplomația în acțiune pentru protecția libertății religioase. S-a întâmplat în anul 2011, când, căutând ceva bibliografie specială la Națiunile Unite, l-am dat pe colegul meu, care era la diviziune în momentul acela, Karel Novak, zic, Karel, dacă poți să mă ajut să intru puțin la Geneva, la Palat, să studiez puțin bibliografia acolo, și el m-a ajutat să intru, să-mi dea un badge pentru intrare, pentru doar o săptămână am cerut și mi-a dat pentru un an întreg. Dar n-am folosit ocazia aceea, însă m-a introdus în cercurile respective din Palat și m-am învățat mai multe despre ce se întâmplă acolo. S-a întâmplat însă nenorocirea ca colegul meu în vara respectivă să-și piardă viața într-un accident în Australia, în 2011. Așa se face că în toamna acelui an primesc la un moment dat un telefon de la diviziune și am fost întrebat dacă aș dori să lucrez în domeniul libertății religioase la nivel de diviziune, diviziunea intereuropeană, era Euroafrica în momentul vechi, cunoaștem noi în modul acesta, și am zis, dacă Dumnezeu mă cheamă, ce pot să fac? S-a întâmplat însă că am fost ales ca să lucrez în această calitate și iarăși metul ia aparține lui Dumnezeu. Și am încercat să identific job description, să văd ce înseamnă postul care îl am. Lucrarea pe care noi la diviziune o realizăm pe libertate religioasă, de fapt, are o valență specială, pentru că poate să acționeze la nivel internațional. Aveam recunoaștere în momentul acela la aparatul Națiunilor Unite din Geneva, ca reprezentant permanent a organizației Inter și Association for the Defense of Religious Liberty, după care am introdus organizația noastră și la nivele la New York, la Viena, la Adunarea Generală, cât și la Parlamentul European din 2013, la Organizația Securitate și Cooperare din Europa sau la Consiliul Europei. Fiind în cercul acestea, mișcându-mă deja printre acestea, mi-am dat seama exact ce se întâmplă la nivel internațional și cum putem să creăm, de fapt, relația de apărare. Deci locul meu este să fac lobby
în problema dreptului român și a libertății religioase în mod special, la aceste nivele regionale sau internaționale. Unde încerc să iau notă de ce se discută, ce se întâmplă, să intru în dialog cu ambasadorii, cu șefii de guverne care simt, sunt prezenți acolo, răspunzând unor invitații la nivel guvernamental sau la nivel regional, pe teme de conferințe de dreptul omului și libertate religioasă și reprezentând pe cei care au nevoie de ajutor. Nu reprezentăm o biserică, doar biserica adventistă sau alta, ci reprezentăm un principiu. Luptăm pentru apărarea unui principiu al libertății religioase pentru toți oamenii. Am încercat să rezum. Timpul nostru aleargă repede. Mai de mult am primit din partea ta câteva cărți de felul acesta. Văd că mai ai cu tine alte câteva cărți. Am folosit astfel de cărți în momentul în care am mers și am bătut la ușa unui birou și am lăsat o astfel de carte în legătură cu libertatea religioasă, dând de înțeles că principiul acesta al libertății este foarte important. Tot așa, în câteva cuvinte, poți să ne spui câte ceva de materialele care le poți pune la dispoziție pentru apărarea libertății religioase în contextul în care suntem azi? Da, am gândit că avem nevoie mai întâi de un training la nivel de biserică, în biserica noastră, de documente, de materiale, de surse, de izvoare care pot să ne ofere o direcție. Și în acest sens am creat la nivel de diviziune, suntem prima diviziune din lume care am reușit să creăm materialele acestea, un Liberty Today Trends and Attitudes, este primul volum și al doilea într-o singură carte. Apoi următorul a fost We Want to Jesus, cu alte reflexii pentru Biserica Adventistă. La ora actuală se cere și din partea altor biserici să răspândim materialele respective. Aceasta pentru cei din Biserica Adventistă în special, dar pentru diplomați, pentru șefii de state, de guverne, lideri religioși ai lumii. Am continuat o lucrare care a început în diviziunea noastră în anul 1946, când s-a format organizația pe care am onoarea să o reprezint, când doctorul Janus Baun, primul secretar general și fondatorul acestei organizații, a lucrat mână în mână cu doamna Roosevelt, fiind primul președinte de onoare al organizației noastre. Doamna Eleanor Roosevelt a fost primul președinte, după care a continuat Albert Schweitzer, doctor Albert Schweitzer, René Cassin, Sedar Senghor, Fauré, în final doamna Mary Robinson, fiind președinte de onoare a organizației noastre. Nume importante și am zis, pentru la nivelele acestea, pentru policy makers, pentru cei care sunt la nivele înalte ale societății, deci nu doar în interiorul unei biserici, am pregătit și continuăm o lucrare specială, tematică, despre Worldwide Human Rights and Religious Liberty, A New Equilibrium or New Challenges. A fost primul volum care l-am scos, volumul 2 despre respect pentru diferențe, iar ultimul volum care doar de câteva săptămâni a ieșit, Agents and Ambassadors for Peace, Protecting Freedom of Religion and Freedom of Expression Against Violence in the Name of Religion. Aceste cărți ajung pe birourile tuturor președinților mari și primilor miniștri mijloc de externe din Europa și în Statele Unite ajunge la președintele Obama, la alți președinți importanți, la lideri religioși ai lumii. În urma acestor materiale suntem apreciați de aceștia. Secretarul General al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, ne-a scris personal mulțumindu-ne pentru lucrările care le realizăm și în afară de acesta publicăm în fiecare an un calendar, acesta e calendar de birou, un calendar mare cu citate religioase, care ajung iarăși la aceste case regale, la oamenii mari, iar se pare că prin aceasta încercăm să luptăm pentru o unitate și a cunoaște de fapt anumite teme, fie pe probleme de respect a diferențelor, fie problema aceasta a libertății de exprimare sau religioasă, ajutând pe mulți. Dacă aveți persoane cu care sunteți prieteni la nivele înalte, sunt cele mai bune documente care le puteți oferi ca și cadou. În fiecare an tipărim foarte multe mii de exemplare în Europa și ajung în multe locuri. Poate că ajutăm cu ceva și aici. Un lucru, credeți că pentru data de 16 aprilie, când vom organiza marșul acesta pentru apărarea familiei Pluteanu, Botnariu, mulțumesc, ne puteți trimite ceva materiale de felul ăsta pentru ca să le lăsăm la ofisurile în vigoare? Dacă va fi o solicitare și timpul reușit să le trimitem repede peste ocean, încercăm cu multă plăcere să facem. Poate că puteți să ne trimiteți câteva. Cu multă plăcere. Da. Da. Acum, timpul ne este scurt. Ceea ce știu eu este că cel mai bine o teorie este reflectată printr-un caz de studiu. Așa că tot ceea ce am vorbit noi până acum poate să fie extrem de real
Atunci când analizăm o anumită situație, și situația pe care ne-am propus să o analizăm în seara asta este situația familiei Bonariu, pe care o cunoașteți destul de bine, poate mai bine decât noi, pentru a vedea implicațiile ei și ceea ce descoperă ea la nivel de politică regională sau politică internațională. O primă întrebare este: cum i-ați cunoscut pe familia Bonariu? Într-o ocazie, în decembrie 2015, primesc un e-mail de la un coleg din țară, de la Uniunea Română, scriindu-mi: Liviu, tu în poziția pe care o ai, dacă poți, chiar dacă nu apasă de teritoriul nostru al diviziunii, poate poți să faci ceva pentru cazul Bonariu. Am zis, ok, sunt multe cazuri care nu intră în incidența mea imediată și ca program, și am zis, voi încerca să văd mai târziu, dar era urgent cazul. Apoi primesc din partea unui senator din România materiale, documente care reflectau situația familiei Bonariu, pe care, la care avea acces acesta, încă un membru din țară, ceea ce mi-am zis, bine, iată că este o provocare, este un interes, dar iarăși nu aveam timp, aveam drumurile mele pregătite pentru a fi pe alte meridiane, însă Dumnezeu a zis, bine, stați că îți dau eu timp dacă nu ai timp pentru așa ceva. Și cu ocazia Crăciunului am aludecat în casă la mine și am ajuns la spital ca să-mi pună piciorul în gips. Era pentru o săptămână, mi s-a spus, și am zis, ei bine, dacă o săptămână trece repede, am călătorit la Madrid, unde aveam copii cu ocazia aceea, și am zis, bine, mă bucur, după o săptămână mi-am scos eu gipsul acasă. Am zis că, dacă așa mi-a zis medicul, o săptămână e destul. Am fost la biserică și am fost chemat să vorbesc. Am stat în picioare și am forțat piciorul, iar a doua zi când merg, mi se umflase, merg la doctor și a zis, nu, acum aveți sta câteva săptămâni, piciorul este rupt. Fiind piciorul rupt, am avut acces acasă să-mi iau timp să cunosc cazul Bonariu. Și în acel moment am înțeles un lucru, că dacă tu nu-ți faci timp pentru anumite proiecte, Dumnezeu are poate programul lui care este mai important decât programul tău. Am înțeles un gând care, de la care vreau să plec. Noi avem nevoie să avem o prietenie cu alți oameni și în prietenia ta cu alții am înțeles că trebuie să te așezi în locul lor. Pătrunde în simțămintele, în greutățile, în dezamăgirile acestora, în bucurile sau în tristele lor, identifică-te cu ei. Și în momentul acesta apare un telefon deodată de la, fratele Bonariu, Marius Bonariu din Norvegia. La un telefon care îmi spune, zice, frate Liviu, dacă poți să ne ajuți în poziția pe care o am, și îmi scrie ulterior o scrisoare oficială prin care mi se adresează numele organizației pe care o reprezint la Geneva, la Națiuni Unite, și cere ajutorul nostru ca să fiu unul dintre coordonatorii sau un coordonator care pe linie juridică, mediatică sau, dacă vreți, diplomatică, să putem să facem ceva. Am zis, bine, înainte ca să pot să acționez, să pot să vorbesc cu cei cu care cred că e bine să vorbesc, am zis, trebuie să vă cunosc. Cu ocazia aceasta zic, e mai bine, pentru că nu pot să cunosc persoana pe care vreau să o reprezint într-o anumită situație. Și atunci am zis, prima dată, după ce gipsul meu va ieși afară, voi face drumul în Norvegia. Cu ocazia aceea am programat împreună cu ei, am fost atât în Norvegia, un frate pastor baptist m-a așteptat la Bergen, împreună cu alți frați din locul acela, m-au condus cu mașina la 4 ore distanță la locuința familiei Bonariu, Marius și Ruth. Ruth este norvegiancă, el este român, locuiesc de mai mulți ani în Norvegia, o familie normală, echilibrată, o familie creștină, cu valori bune, sănătoase, o familie care, într-adevăr, mi-a făcut o impresie deosebită și am zis că modelul lor poate fi de alții preluat, apropo de trăirea credinței și de modul în care s-au ocupat de copiii lor. În acest context, am avut ocazia să am un weekend cu ei, să mă bucur cu ei și să mă rog împreună cu ei, și așa am ajuns să cunosc mai mult despre cazul acesta. Aș vrea să vă spun și să adaug că de multă vreme mă frământă cazul acesta și aș fi vrut să-l discut la biserică, însă mi-a fost teamă de un lucru, mi-a fost teamă că informațiile nu sunt suficiente și că ar putea să fie un oarecare abuz la mijloc, iar în momentul în care noi discutăm lucrurile fără să le știm, putem să exagerăm sau să nu reprezentăm bine adevărul. Și așa că am tăcut. Până când săptămâna asta m-am întâlnit cu Cosmin Cosma, care mi-a spus, da, eu cunosc foarte bine familia Bonariu. Eu am fost în casă la ei, am fost la pescuit împreună cu ei. Am fost împreună și zice, este o familie atât de echilibrată, atât de frumoasă, încât îmi este greu să înțeleg că s-a putut întâmpla așa ceva unei astfel de familii, punctul numărul 1. Este o familie care este acceptată și este iubită în vecinătate. Vecinilor îi iubesc foarte mult.
După momentul acela și după ceea ce a spus aici fratele Liviu, îmi dau seama că din momentul ăsta se poate vorbi foarte serios despre faptul că nu este vorba de un abuz, ci este vorba de un anumit trend sociopolitic care poate afecta oricând o familie creștină care pune valorile religioase la un nivel foarte înalt și serios. Mulțumesc, Liviu, te-am întrerupt. În acest context, îmi amintesc că când am terminat în țară, scrisesem o carte în România în anii 98 despre Soarele Atune, în care citam apropo de tendințe internaționale și am observat într-un document care am avut acces în vremea aceea, un autor canadian încerca să scoată din starea criptică în care se găsea o anumită situație a unor tendințe internaționale din anii respectivi. Și printre alte se vorbea exact despre valorile familiei tradiționale. Sunt perimate, nu mai răspund perioadei actuale, familia tradițională să nu mai existe în parametrii în care există. Și iată că încă din vremea aceea se profila și eu când am observat recent... Să înțeleg bine, se recomanda ca familia tradițională să nu mai existe la momentul respectiv. Era o astfel de direcție care a apăruse. Era un document care, într-adevăr, a făcut valuri în vremea respectivă. L-am regăsit documentul acesta recent când organizația din România, a unui american, de fapt, a unui avocat, un om care lucrează foarte mult în domeniul acesta, Peter Costea, vorbea despre aceasta, despre acel document, făcea referire la Sergiul Monaste, încă în documentul lui. E adevărat un document care poate fi interpretat și poate că unii și-ar permite să interpreteze. Însă era o tendință. Ce am observat următorul lucru? Am observat, de fapt, care sunt tendințele la organizațiile regionale și internaționale. Fiind la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, anul trecut, se propunea pentru realizarea unei rezoluții și a unei recomandări protecția copiilor împotriva violenței sectelor. Și unul dintre prietenii mei care din Consiliul Europei, cu ocazia în care urma să aibă loc dezbaterea, mi-a zis, zice, Liviu, dacă poți să mă ajut pentru documentul acesta, eu am de făcut speech-ul public, n-am timp, că sunt niște câteva comisii, tu care ești în domeniu, dacă poți să mă ajut să pregătesc puțin materialul respectiv. Un frate de-al nostru, baptist, de fapt, care era reprezentant în acea adunare parlamentară și eu urma să fie unul dintre apărătorii care lupta, de fapt, împotriva acelei rezoluții și recomandări propuse de un raportor francez, pentru că Franța are o tendință, o înclinație specială, laicismul, laicite, secularismul e din ce în ce mai puternic în Europa, nu doar Franța, Belgia, dacă vreți, Olanda și în special Franța este un promotor, la care și se adaugă la ora actuală și țările nordice. Uh-huh. Norvegia fac parte din categoria acestora. Și cu ocazia aceea, ceea ce a părut destul de special era ideea, am zis, bine, ca să putem să apărăm sau să fim în favoarea unei rezoluții sau care recomandă care se propune, mai întâi să definim exact care sunt sectele și care este violența, ce costă violența acestora. Ceea ce a surprins era că nu era interes cu ocazia respectivă să se definească cuvântul sectă. La nivelul Națiunii Unite există obligația și nu se folosește cuvântul sectă la aparatul din Geneva și raportorii speciali naționale pe libertate joasă au condamnat atitudinea Consiliului Europei, a unei parlamentare special, în problema aceasta, pentru că nu se dorea definirea cuvântului sectă. Era doar un element care l-a observat ca tendință. Apoi, pe de altă parte, s-a observat următorul lucru, că familia tradițională formată dintr-un bărbat și o femeie, nu mai este la modă. Și la ora actuală există tendințe speciale ca să se introducă și să intre în categoria familiei, nu aceea formată dintre un el și o ea, ci o familie care să fie colorată, LGBT, este o tendință evidentă. Și, în general, rezoluțiile sau direcțiile internaționale merg pe această linie ca, într-adevăr, să se recunoască familia aceasta. O altă tendință care se observă este... Am o întrebare. Sigur. Dacă copiii mei sunt luați dintr-un motiv oarecare, de la mine ca și părinte, în ce posibilitate ar putea ca copiii mei să ajungă la o familie LGBT? În momentul în care statul X sau Y are legislație, în legislația respectivă, recunoașterea familiilor respective,
nu se face niciun fel de distinție și de discriminare sau de selecție sau preferință la ce familie să ajungă. Deci intră într-o categorie de normalitate, să ajungă în momentul acesta. S-a observat cu preponderență în țări nordice, se ajunge în mare parte, n-aș vrea să dau statistic, proporția respectivă, în familie de genul acesta, LGBT. Pot să dau eu un număr de 60%? Probabil că este mai mult. Mulțumesc. Mulțumesc. E de gândit puțin aici. Ne întoarcem la cazul nostru. Care a fost motivul pentru care, sau câți copii are familia Bonariu? Când am ajuns la ei acasă, e o familie frumoasă, o familie care are valori creștine plăcut trăite în cadrul familiei. Cântă foarte mult, chiar fiind acolo, au cântat multe cântări la pian sau la chitară și din voce. Și îți inspirau multă pace. Probabil că ceea ce îi ajută pe ei să reziste în momentul acesta este relația lor cu Dumnezeu, părtășia pe care o au împreună cu prietenii lor care se adună în casa lor. Era sabătul respectiv când ei dorind să îmi facă bucuria să merg la Biserica Adventistă, dar era foarte departe de ei, însă ei pregăteau documente pentru întâlnirea pe care urmau să o aibă peste două zile cu copiii lor. Am zis, ok, rămânem împreună în sabat și petrecem sabatul împreună, nu trebuie să plecăm departe. Și am făcut sabatul împreună, m-am plimbat pe malul unui lac frumos, muntele, Norvegia este o țară superbă. Sunt oameni extraordinar de buni, de inteligenți, mulți dintre ei în Norvegia, o țară pe care am cunoscut-o cu mulți ani în urmă, timp de un an de zile aproape locuind acolo. Și m-am simțit legat de Norvegie. Însă nu confundăm oamenii cu politicile. Din punct de vedere. Și la un moment dat, de anumite politici, deși o țară protestantă, cu rădăcini solide, din 2012, în mod special, s-a zis, ok, nu mai este țară religioasă, nu mai este protestantismul religie, ci este secularismul, deci noi suntem o țară fără valori religioase, în mod special. E interesant că în același timp, și în America s-a spus că America nu mai este o națiune creștină, ci este o națiune multireligioasă sau cu pluralism religios. Se pare că există un program de aderare la secularismul nereligios în momentul ăsta. Dați-mi voie să fac o paranteză. Da, este adevărat, este o proiecție clară. Invitat la o întâlnire, la o recepție și la un program științific de unul din guvernele din Asia, program invitat, realizat și coordonat de Consiliul Europei. Am fost invitat ca să am o conferință cu ocazia aceea și am avut acces la dialog cu ambasadorii prezenți din foarte multe țări prezente. Și la un moment dat s-a venit cu o propunere. Am zis că este bine să luăm o atitudine împotriva persecuției creștinilor care suferă în Irak și Siria, o atitudine împotriva ISIS, a terorismului care are loc și e nevoie să luăm o atitudine publică. Am propus lucrul acesta, s-a acceptat propunerea care am făcut-o și asta este excelent. În momentul când draftul trebuia să fie verificat, înainte de a fi pus la vot, mi s-a sugerat din partea unui reprezentant marcant și a zis, uite, e nevoie să scoți cuvântul creștin din acest draft. Zice, pune acolo minorități religioase, orice, dar să încercăm să scoate, că e mai sănătos, mai bine. Încă mi-am dat seama din momentul acela cu o anumită tendință, chiar dacă Europa are rădăcini creștine, se dorește ca să nu mai fie creștină Europa. Pentru că dacă este creștină, înseamnă Dumnezeu și înseamnă mesajul său. Și mesajul său are o direcție clară. În acest context închid paranteza. Revenind la familia Bonariu, copiii lor aveau 10, 9 ani și 7 ani, fetițele la școală, băieții de 5 ani și 2 ani și micuțul, bebelușul, care avea 3 luni când au fost luați de organizația Bavernet, organizația Child Protection din partea Norvegiei. Pentru Norvegia este un brand protecția copilului. Scuzați-mă. Mi se pare că dorința lor de a proteja copiii este legitimă datorită unor abuzuri istorice care au avut loc în țara aceasta, în care tați
au procedat într-un mod imoral, inuman față de fetițele lor. Și plecând de la o astfel de raportare, s-a zis, e nevoie să creăm un brand și la ora actuală este țara din lume care pune un accent special pe protecția copilului. Însă, în decursul timpului s-a ajuns la o protecția copilului, care conduce la situația când 5 copii sunt luați de la părinții lor, incluzând un copil de 3 luni de zile, care trebuia să fie alăptat, care trebuia să fie crescut cu mama lui, sunt luați, au fost duși la altă familie toți 5? Pentru ani zile, fetițele trebuia să sosească acasă cu autobuzul de la școală și ora sosise, autobuzul trece, fetițele nu coboară în autobuz. Mama îngrijorată, tata este la muncă, minute mai târziu, s-o știu mașină cu un reprezentant al organizației respective, Bavernet, care este o organizație administrativă, nu are autoritate juridică, dar are autoritate administrativă care are putere mai mult decât juridică și vine asistentul respectiv acasă și o roagă pe mamă, îi spune mamei, fetițele sunt în altă parte, nu s-o strică acasă, dar pentru a face clarificări, vă invităm să vă îmbrăcați bebelușii, copilașii și să ne însoțiți cu mașina dumneavoastră la un centru din comuna respectivă. Mama îngrijorată execută solicitarea, își îmbracă și ceilalți copilași de 5 ani și 2 ani, care sunt luați în mașina din față și mama cu bebelușul ei în mașina din spate însoțește până ajunge la locul respectiv. Nu, puțin, Liviu. Cred că merită să spui acum ce calificare are mama. Familia este o familie de intelectuali, tatăl este inginer, IT, mama este asistentă medicală și în același timp era asistent social pregătită ca să lucreze pentru situația de protecție a copiilor. Mama a fost colegă cu persoana care a venit și i-a luat copiii. A fost în cercul respectiv când la școală, la universitatea care a făcut-o, au fost colegi în grupul de studiu care pregăteau o teză comună. Mama era o persoană isteață, Ruth, este o persoană deșteaptă, o creștină deosebită. Nu pot să comentez mai mult anumite lucruri care nu e bine să le comentez, însă în momentul acesta mama a plecat. Tatăl este inginer, tatăl era la muncă, însoțind mașina cealaltă și au ajuns la poliție, la centrul în care erau așteptați și au zis copilașii aceștia rămân cu noi și zice, vom analiza situația, sunt plângeri de child abuse. Și au zis, ok, nu se poate așa ceva. Mama știa foarte bine procedura, pentru că dacă reacționează într-un mod în care orice părinte care îți mulge copilul, reacția maternă, paternă, este aceea de a te împotrivi. Puțin. A te împotrivi. Cum adică, mie copilul meu, dar nu există. Nu știu care ar fi fost dintre noi foarte liniștit să zâmbească celui care vine. Mama însă știm procedurile că dacă reacționează într-un mod violent după aprecierea celorlalți, riscă mult mai mult ca să nu-și mai vadă copiii. Și atunci, vă dați seama, e o luptă teribilă în care copiii, băieții rămân acolo și îi se permite să plece acasă cu micuțul. Pentru că a doua zi dimineața... Cu cel de trei luni. Cu cel de trei luni. Au analizat cei din această organizație că este riscul și bebelușului crescând într-o familie creștină, deși nu s-a dorit să se afirme ulterior public, ci doar în rechizitoriu, în documentele inițiale la care am avut acces, nu este pentru folosul copilului ca să rămână în familia respectivă. S-a considerat că e posibil să fi fost abuzați copiii, i s-a cerut să se facă scaner, tomograf sau orice. Deci situația, ca să s-a observat că nu au niciun fel de urme, de niciun fel, dimpotrivă. O familie absolut normală, o familie sănătoasă, creștină. S-a dus acasă pentru că apoi dimineața a doua zi să vină să ia și pe bebeluși. A fost dramatic. Între timp, tatăl chemat la poliție. El fiind român de născut în țară, trăia în Norvegia de multă vreme, nu stăpânea, dacă vreți, semantica norvegiană perfect, îi se face o declarație care trebuie să o semneze, el înțelege câte ceva că nu este corect ceea ce s-a scris acolo, cere să se corecteze și a zis, ok, vom corecta, după circa nu știu câte minute revin și spune am corectat, să semnez declarația respectivă.
El a semnat apoi declarația respectivă, fără să vadă ceea ce a semnat. Că nu fusese corectată, de fapt. Și când ulterior a primit prin avocat documentul respectiv, nu se corectase nimic. Și practic ceea ce era acuzația, ca și cum el recunoaște child abuse, este moneda tare pe care ei încearcă să o aibă. Sigur, putem să găsim formule foarte multe. Și atunci, în acel moment, a zis ce putem să facem. Și a zis se pot face câteva lucruri. Primul, prin avocatul apărării, care e ceva atipic în țara aceasta. O țară grozav de frumoasă, dar e ceva, un sistem care pentru mine este surprinzător. Am colaborat cu Norvegia la evenimente pe care le-am organizat la Palatul Națiunii Unite acum 2 ani de zile. A fost unul dintre co-sponsori unui eveniment de libertate religioasă, oameni extraordinar de amabili. Însă, în situația acestui caz, pe mine m-a surprins, pentru că nimeni nu-și poate imagina că îi se dau drepturi speciale unei organizații administrative, încât nu se ajunge să se decidă de un judecător sau o instanță de judecată luarea copiilor în custodie, ci copiii sunt dați, plecând de la întrebarea care mi-ai pus-o, Vali, a fost dați în 3 familii diferite, care locuiască în 3 teritorii diferite ale Norvegiei. Părinții n-au avut acces inițial să-și vadă copiii, decât mama să-și vadă micuțul pe care ea practic nu vrea să-l mai alăpteze, deci copilul a trebuit să-i se dea laptele cu tare, mama a încercat să-i ducă laptele de acasă la 2 săptămâni odată, 2 ore pe micuț, și pe băieței, iarăși mi se pare că tot la 2 săptămâni sau la o lună de zile, avea doar mama acces la băieței. Pe fetițe nu a avut acces la ele. Era o situație când tatăl deloc nu avea acces la copii și treaba a trecut. Și atunci avocatul apărării a trebuit să fie înlocuit primul. Avocatul în Norvegia nu este plătit de familie. Nu are puterea de a fi plătit de familie. Este plătit de stat. Și aceasta poate ne ajută să înțelegem puțin care sunt procedurile. Deci dacă statul este cel care te plătește, sunt 3, urmărind un document științific din Norvegia, 3 categorii sociale, psihiatrii, psihologii și avocații în țara aceasta, care în general trebuie să urmărească politica statului. N-am vorbit personal cu avocații respectiv, nu i-am putut întâlni cu ocazia aceea, dar au fost schimbați inițial primii avocați, fiecăruia dintre cei 2 s-a oferit câte un avocat al apărării, care este prieten cu avocatul acuzării. Și la un moment dat, când se dorește să introducă ceva în acțiune, spune să vedem că nu ne permite procedura și așa mai departe. Nu pot să profesez eu ca avocat, care sunt în baroul din Madrid, nu pot să profesez, nu pot să apăr pe cineva din Norvegia pentru că n-am license-ul pentru țara respectivă. Și normal, deci trebuie să lucrez prin cineva din interiorul acela. Ce putem să facem noi? La nivel extern, sunt alte proceduri pe care încercăm deja să le facem. Spune-mi, te rog, cum putem să ne dăm seama de faptul că este implicată aici o tendință antireligioasă în toată această abordare? Am văzut că ai câteva poze acolo. Da, am câteva poze. Fiind acasă la Marius și la Ruth, deja ne-am împrietenit cunoscându-ne fiind zile acelea împreună cu ei, văzând că simt împreună cu ei și încercă să-i ajut. Sigur că da. Băieții de la media să vedem dacă le pot proiecta. Le puteți? Sunt doar băieței, fetițele lipsesc. Mama, după ce mi-a arătat poze, că a avut acces chiar câteva zile înainte să-și vadă băieței, și zice, frate Liviu, vreau să-ți dau de la mine niște poze. Bucuria ei ca să-mi arate copilașii ei, care sunt într-adevăr sănătoși, frumoși, se văd inteligenți pe fața lor. Era situația aceasta. Da, este problema că eu am bănuit că e ceva în spate, dincolo de child abuse, de abuzarea copilului, după cum se spune, am bănuit că e ceva de rațiuni religioase. Și atunci i-am cerut lui Marius să văd documentele la care el avea acces, anumite documente, primele care au fost date la poliție, la agentul social, administrativ, și el mi-a citit din norvegiană, soția lui, au tradus din norvegiană, pentru că erau în norvegiană, nu înțelegeam limba, cam despre ce este vorba, și zic, aici e ceva interesant.
Și am găsit un document care mi s-a părut extraordinar de interesant, unul dintre primele documente a unei discuții de raport, în care se face o mențiune interesantă încă din primele paragrafe. Așa, doar vă spun ceea ce pot să vă spun. Și anume că această organizație este îngrijorată de faptul că prin Biblie copiii vorbesc, pun accentul pe Biblie și copiii vorbesc despre forgiveness and how hard is to do what the Bible says. De mai multe ori problema de Biblie este citată în documentul respectiv de circa 5 ori, deci ceea ce mi-a sugerat că pe undeva deranjează ideea de Biblie și apoi chiar cuvântul despre Dumnezeu sau despre biserică este o preocupare. Unul dintre filozofii timpului nostru englez, poate că ați auzit despre el, vorbeam... Dawkins. Spune numele? Dawkins. Da, el citează într-un din documentele lui, spune următorul lucru. Prezentarea Bibliei sau religiei unui copil este child abuse. Este un filozof care este estimat la ora actuală. Și probabil că plecând de la viziunea acestuia, sunt țări care preferă să preia filozofia respectivă, pentru că în final, dacă Biblia deranjează și cum în documentul respectiv se citează de mai multe ori Biblia, normal, se face referire la faptul că la un moment dat fetița, chipule, ar fi făcut declarația în momentul în care a fost întrebată la școală. Da, zice, nu totdeauna rețin toate versetele din Biblie care părinții mă pun să le învăț. Și am învățat pe copiii mei versete din Biblie și poezii și fiecare părinte vrea să-și formeze copiii într-o direcție care să cunoască pe Dumnezeu. Familia pune accentul sub familie tradițională cu valori creștine normale și acesta uneori probabil că deranjează. Deci cam aceasta aș putea să spun apropo de documente sau de tendințe pe linia respectivă. Mulțumesc, cred că timpul este întârziat, poftiți, pastor Șamă. Nu, cred că merg, doar vorbiți. Ok. Da, întrebarea mea este, ținând cont de... Continuați, dumneavoastră și noi rezolvăm restul. Așa, mergem să mulțumesc. Ținând cont de legile lor și de legile internaționale, ar putea familia Bodnariu să beneficieze de un avocat din altă țară? Da. Sau, al doilea lucru, ar putea să mute procesul la Haga sau la un alt tribunal internațional? Frații mei, sunt convins că mă veți înțelege dacă n-am să răspund la toate întrebările, să vă dau detalii respective, pentru că dacă se registrează, e nevoie să folosim ceea ce știm că poate să ajute la casă. Dacă nu se va rezolva la nivel intern, siguranță vom merge mai departe. Unde va trebui să ajungem? La Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sunt și alte organizații unde putem să sesizăm lucrul respectiv. La nivel de avocați, la nivel național, în țara aceea, nu sunt acești avocați, pot fi alții. E adevărat că, după cum se pare, unii care au luptat foarte tare pentru cazuri similare, se spune că și-au pierdut license-ul. Și atunci există probabil că un risc din partea multora care nu vor să-și asume riscul respectiv. Sunt situații în care, de pildă, intervii pentru un astfel de caz și riscul tău este. Și încă ceva. Oamenii sunt de bună credință în țara aceasta, în general. Nu-și imaginează că se pot face abuzuri de partea unei organizații administrative care a primit puteri speciale. De ce? Această organizație administrativă care lucrează, copiii oferă la foster mother, la mame de adopție, iar pentru primirea unui copil în custodie, statul plătește sume începând de la 7500 de euro pe lună pentru un copil. Deci mama adoptivă care primește copilul are din plin ceea ce îi trebuie. Vacanțe două pe an plătite și alte avantaje. Și atunci, normal,
Și asistentul social care se ocupă de cazul respectiv, el este plătit în funcție de cazurile pe care le are și de munca pe care o desfășoară. Altfel nu e plătit. Găsesc mai multe explicații pe linia aceasta. Deci eu cred că, în final, un lucru ce putem să facem noi ca biserici, ca biserică, și anume, e nevoie de solidaritate cu durerea celui de lângă mine. E nevoie uneori să cunoaștem mai mult despre un caz ca să putem să credem în el și să putem să luptăm în favoarea acestuia. Dar cred că mai e nevoie în același timp de rugăciunea, s-a zis postul, Biserica Pentecostală. Mă întâlneam cu frați la Detroit duminica trecută și au zis că noi deja ne-am luat un număr de zile de post și de rugăciune. Cred că comunitățile creștine, baptiste, creștini după Evanghelie, protestante, ortodoxe, catolice, de orice natură, pentru că în cazurile respective sunt, de pildă, din România avem o altă familie, familia Nan, o familie de ortodoxi, care s-a întâmplat acea situație cu cei doi copii ai lor. Sunt familii, alte familii care trec prin situații din Rusia, din Letonia, din India, din Cehia, din multe alte state. Nu e singurul caz, dar e un caz, de fapt, e unul dintre cei care a ajuns să fie mediatizat special. Și asta a fost foarte bine, pentru că fiind mediatizat, a ajuns să se cunoască mai mult despre cazul respectiv. Uneori am întâlnit membrii care spunea că nu știu dacă e adevărat, dacă nu cumva au fost abuzatori. Bine, și dacă plec de la declarația pe care a fost semnat-o, fiind omul într-o situație în care a fost pe ce stres, forțat, nu știu. Dar un lucru este cert, nu concordă cu realitatea. Pentru că familia spune nu, dacă s-a întâmplat toată să-l atingă așa pe urechiușă, dar nu să-l abuzeze, ca orice părinte care ne-a ocupat de copiii noștri în modul acesta normal. Deci nu se pune în discuție lucrul acesta. Vom folosi ceea ce trebuie făcut la nivelele care sunt și vom discuta cu cei care trebuie să discutăm, chiar dacă uneori procesul acesta poate să fie lung. Sunt demersuri speciale, ca în ziua de 16 aprilie să fie la nivel internațional zi în care să fie solidaritate, să iasă în fața ambasadelor Norvegiei din multe părți ale lumii, multe orașe din diferite țări, ceea ce înseamnă se creează deja vizibilitate. Vorbim cu unul dintre prietenii mei, care este diplomat, ambasador, a zis ce se întâmplă acum și pe noi ne surprinde despre cazul acesta. Mulți deja se creează, iese la scenă deschisă și pentru prima dată în Norvegia, în timp ce eram acolo, cei ca o lună de zile în urmă, a apărut într-un ziar de circulație Stop Bavarnet, Stop Kidnapping the Children. Deci ceea ce a fost pentru prima dată când apare într-un astfel de ziar, un astfel de titlu, ceea ce deja începe să se creeze deja o agitație. Este bebelușul și cu mama. Este micuțul care împlinise în timp ce eram în casa lor 6 luni. A fost luat la 3 luni și deja avea în acel zi, când eram acolo, trebuia să aniverseze cu familia 6 luni și nu se putea bucura. Sunt cei doi copilași, unul de 2 și unul de 5 ani. Copii frumoși, drăguți. Este tatăl, este Marius împreună cu cel mic de belușul lor. Lipsesc fetițele din această fotografie. Am avut imagini și cu fetițele lor. S-a întâmplat ceva, că au avut acces la un moment dat, poate ca informație, au avut acces în final și la fetițe. Și în momentul prima întâlnire cu părinții, imaginați-vă copilul care își revede părintele cerând la foster mother să-i dea dreptul să vină acasă. Și am fotografiat în momentul acela când fetițele oferă tatălui și mamei un desen pe care l-au făcut pe format A3. Și pe mine m-a surprins ceva, am observat în dreptă să vezi detalii. Și în partea de sus a paginii am văzut ceva scris în norvegiană, dar se vede că a fost rupt într-un colț. Și am zis, spune-mi te rog, Ruth, ce scrie în norvegiană, că nu pot să-mi dau seama. Și atunci încep să realizeze și ei că ceva a fost scris, dar n-au luat atenție la ce era acolo. În momentul în care a fost copilul scrisese ceva, s-a rupt bucățica respectivă și a rămas partea cealaltă, în care apoi, în engleză, copiii scriu cu inimi mari făcute și inimioare în inimă și așa mai departe, mama și tata vă iubesc și așa mai departe. Deci copiii aveau o relație strânsă față de părinți. Riscul este. Copiii nu pot să-și vadă părinții când vor, nici ei între ei nu se pot vedea, pentru că sunt în 3 familii diferite. Aceasta se cheamă abuzarea copilului și nu se mai bucură de
părinții lui și de frații lui. Este clar. Ceea ce este, este dureros, că orice întâlnire pe care mi s-a permis să o aibă cu părinții, e nevoie să fie pregătiți copiii pentru întâlnirea cu părinții. Să nu mă întrebați ce înseamnă pregătirea copiilor. Nu mă întrebați. Ideea este pregătirea copiilor cu părinții. Când a doua oară sunteți cu părinții, părinții se pot uita la copiilor poate puțin surprinși. Dar am spus destul. Eu mă ridic în picioare să vă văd pe toți. În primul rând, sunt bucuros să fiu cu dumneavoastră. Mulțumesc, frate Valentin, pentru invitație. Doar unul, cam așa, unul jumătate. Fratele Valentin, văd fratele Valentin, mă sună, fi întâmplat ceva. Frate Pruneanu, vă invit de seară să veniți la noi. Avem un musafir din Europa, se ocupă cu Organizația Drepturilor Religioase și dacă puteți să veniți imediat, hai să văd cum să-mi schimb planurile, avem și noi planurile noastre, cine mai putem invita, așa în câteva momente am discutat împreună. Vă spun sincer, nu regret, ci se merită că am venit în această seară. Mă bucur că pot să-l cunosc pe fratele Liviu, așa, și vreau din partea mea personală, din partea familiei mele, din partea Bisericii Betel, să vă salut cu harul și pacea Domnului Hristos. Amin. Salutul bisericii noastre este ultimul verset din Scriptură. Domnule. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Cred că avem nevoie toți de harul Domnului. Acum, frate Liviu, după câte am văzut în sală, adică am auzit că am fost cu spatele întors, mi-am dat seama că audiența este foarte familiară cu acest eveniment. Pentru că toată bătălia se dă pe social media. Okay? Toate acestea ce dumneavoastră ne-ați spus și ceea ce n-ați putut să ne spuneți, exact ce în temă au comunicat exact ca dumneavoastră. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră și încep cu următorul aspect. Îmi pare bine să văd că ați descoperit realitatea de unde pornește această răpire de copii. Practic e o răpire. Dintre câte am înțeles eu din surse mai apropiate, care nu se scrie pe social media, așa cum ar fi dumneavoastră persoane care au intrat în casa lui Rus și Marius, dragii mei, se zice așa, învățătoarea de la școală întreabă pe copii, voi credeți că există Dumnezeu? Da. Da. Dar Dumnezeu, când faci bine, te recompensează? Da. Dar dacă faci rău, te pedepsește? Da. Dar părinții voștri vă pedepsesc pe voi când faceți rău? Fiți atenți. Ok? Înainte de acest eveniment, când mama s-a trezit fără pe copii acasă, Marius a fost chemat la școală. Pentru că fetița lor sau fetițele lor au cântat cântece, când le-au pus să cânte copiii în clasă, ei au cântat cântece de la biserică. Ei, lucrurile, îmi pare bine că fratele Liviu a subliniat lucrul acesta. Ei, deci lucrurile pornesc de aici. De aici pornesc toate lucrurile. Dacă ce v-am spus eu corespunde cu realitatea, vă rog să-mi spuneți. Este corect ce spuneți. Da. În momentul în care la școală directorul observă că copilul cântă frumoasă o melodie care avea cuvintele acestea, Dumnezeu iubește copiii lumii. O persoană care are o altă ideologie politică, fiind acel om de școală, de educație, a fost deranjat de faptul că un copilaș într-un mod natural și spontan, de Crăciun sau într-o altă zi, fredonează o astfel de lume, cântă, normal, bucuria pe care o are, pentru că familia aceasta e o familie de muzicieni în care cântă foarte mult.
cântări frumoase, care le-am regăsit în biserica aceasta și în alte locuri, cântări într-adevăr care te înalță la Dumnezeu. Și normal, cântând mult în casă, copilul predonează melodia respectivă. Altă întrebare. E adevărat că în Norvegia este aspectul acesta de attachment. Deci după un an de zile, tergiversarea lucrurilor, amânarea, că ei trebuia să întâlnească de mai multe ori la anumite întâlniri de justiție. Acum am înțeles că în mai o să fie, așa. După un an de zile, în alte cazuri, sau un an și jumătate, doi ani, chiar dacă s-a câștigat cazul, copiii n-au mai fost primiți înapoi din cauza de attachment. Adică copiii s-au obișnuit acum cu familia surogat, să nu le mai spunem care familii, și facem o traumă copiilor să-i luăm de acolo, să-i întoarcem înapoi la familia biologică. Pot să vă spun, în cazul acesta este ceea ce noi nu dorim să se întâmple, dar este posibil, după 2 ani, 3 ani, să se ajungă deja la instanța de judecată, se permită să ajungă la nivelul acela, este posibil să se câștige procesul, dar imaginați-vă că după 4 ani, când s-a câștigat procesul, bebelușul de 3 luni are 4 ani și 3 luni și în momentul acela se va spune, ați câștigat, dar pentru că copilașul nu vă recunoaște și nu are nicio legătură cu voi, îl traumatizăm dacă vi-l dăm vouă. Este posibil. Dar când ia de la părinți de 6-7 ani, ei, de attachment, nu se mai pune întrebarea? Nu se mai pune întrebarea. Ok. Statistic, vreau să vă spun ceva care puteți găsi pe internet, și anume, copii care au fost luați din familii în modul acesta, riscul și probabilitatea de sinucideri este surprinzător de mare. Copii până la 7 ani chiar, într-un moment, nu vă pot da alte informații despre familie, ca nu este înțelept, dar în situații generale pe care le cunosc, cunosc un alt caz. Copilul a fost luat de la mamă, mama fiind divorțată, tatăl a lăsat într-un moment și el de pierzând, numai rezistând din cauza răpirii copilului, dar mama era însărcinată și mama trebuie să nască curând. Și i s-a comunicat că și acest bebeluș și se va lua. Și atunci da, deci, mama care este dintr-o altă țară, dacă pleacă în țara din care a venit, înseamnă că prin aceasta îl salvează pe micuțul care se va naște, dar este ca și cum s-a terminat cu cel care l-a pierdut. Deci îl pierde pe celălalt. Este, cred că la ora actuală, ceea ce este interesant, este pentru prima dată în istorie, când situația deja este mediatizată, ceea ce este extraordinar de bine, pentru că deja se prezintă la nivel politic și la nivel regional și internațional o realitate care n-a fost cunoscută. Și atunci, normal, sunt de pildă organizații și sunt personalități din Norvegia care vorbesc într-un mod foarte aspru despre ce face bavernetul. Deci nu ajunge ca judecătorul să decidă, ci ajunge un asistent social care are puteri inatacabile. Ceea ce nicăieri n-am întâlnit din punct de juridic, nicăieri este un judecător, este o instanță de judecată, este un drept al apărării, ceea ce nu se întâmplă pe drept. Frate Liviu, băiatul meu, Chris Punean, care probabil că unii dintre voastre urmăriți blogul lui Delight in Truth, astăzi a scris pe blog că Norvegia este chemată la Cortul European pentru Human Rights. Este deja pe prima pagină a unui ziar din Norvegia, front page of Dagbladet News, în limba lor. Suntem într-o echipă care lucrăm mai multe persoane. Deci ceea ce eu am constatat prin spusele dumneavoastră, că prin cazul Botnariu, care a ieșit afară și s-a mediatizat, Dumnezeu a scos la lumină mizeriile acestei organizații Barnevernet. Noi am știut despre Norvegia, exact cum a spus dumneavoastră. Eu până acum, la ora actuală, și care dintre dumneavoastră a știut ceva rău despre Norvegia? Norvegia, Suedia, Finlanda, modelele democratice din lume, nu? Frumusețea lor, știam de sportivilor, schiitori, cei care, nu? Așa, premiul Nobel și câte și mai câte, nu?
Dar uitați că sub crustra aceasta, sub glazura aceasta, e frumoasă, zace putregaiul Norvegia. Și prin cazul acesta Dumnezeu n-a făcut decât să se scoate la iveală. Mă gândesc eu, că și eu am 5 copii. Nu știu, cum ar fi rezistat. Dar uitați că Dumnezeu pregătește pentru fiecare eveniment în istorie pe cei care pot să ducă o asemenea cruce. Crucea este simbolul suferinței, la asta mă refer. În altă ordine de idei, frate Liviu și fraților, surorilor, evenimentul acesta ne unește împreună. Ne unește. Ce pot face românii creștini, nu poate face întreaga America și întreaga Europa. Uitați câți români au ieșit în demonstrații în toate capitalele Europei. Acum va urma în America. Și cu ocazia aceasta noi nu spunem doar familia Botnareu, nu spunem doar familia Nan sau celelalte familii românești sau din Lituania, India, Rusia și mai departe. Noi ne adunăm și vorbim despre valorile pe care Dumnezeu le-a rânduit în familie, unde copiii trebuie să crească lângă tata și mama și să fie învățați legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu legată de mintea lor, de dimineața și seara, la culcare, la sculare, cum ne învață legea lui Dumnezeu. Sunt, într-un fel, mă bucur de lucrul acesta. Inima mea este sângerată, sufăr. Când am auzit vestea aceasta, vă spun, am fost foarte cutremurat și noaptea visam urât cu răpirea copiilor la o familie așa de binecuvântată și exact cum spunea frate Liviu, am auzit lucruri frumoase despre ei. O familie normală, cum sunteți voi și noi. Să ne trezim că nu avem copii acasă mâine. Ce-am face? Încă o dată repet, Dumnezeu, prin tragedia aceasta, va face în așa fel încât numele lui Dumnezeu să fie glorificat și biruința este a Domnului, dragii mei. Biruința este a Domnului. Mi-a zis cineva, frate, și fratele Liviu a amintit aici, îmi pare bine că a amintit. O, dragul meu, nu mă implic, nu cunosc adevărul și știi că nu cunoști adevărul tot ca la corp, nu? Să spui adevărul, tot adevărul și numai adevărul. Ok? Nu știu tot adevărul, poate că uitați, dar am înțeles că a recunoscut și la televiziunea română că l-a tras de ureche, că cu tare și așa mai departe. Și vedeți acolo, nu-i voie să lovești copilul, că dacă știu că e legea așa, de ce? Nu mă bag, eu stau deoparte, nu-i pentru mine, e pentru noi. Și eu mi-am prins copilașul de ureche. Și eu am ridicat unul la el când, știu eu, nu vrea să iasă de la televizor să meargă să-și facă temele. Nu? E ceva normal. E copil. Copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Asta spune Scriptura. Și până când Biblia pentru mine este ghidul vieții, așa fac indiferent ce se întâmplă. Asta probabil este că, important. Probabil că în sensul acesta, poate timpul fiind înaintat, poate n-am, dacă îmi permiți să spun o simplă concluzie. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Vedeți, Biblia este, dacă vreți, o carte care ne oferă, într-adevăr, un reper exact despre ce trebuie să facem și ce trebuie să fim. Este adevărat că vom înțelege mult mai bine, apropo de tendințe internaționale, care trebuie să fie atitudinea noastră în momentul în care știm că o legislație este cum este. Cunosc foarte multe cazuri de mame care deja au plecat din țara aceasta și din alte țări, că nu este cazul doar în țara aceasta. Aici a fost mediatizat, sunt și alte locuri, au plecat deja spre țară. Atenție ce se va întâmpla mai departe. Nu știm, aici sau în alte părți. Important pentru noi sunt copiii mai mult decât orice. Pastor, încă o remarcă. Astăzi e familia Botnareu. Dacă nu stăm în picioare, vorba lui Mardoheu, Estera, frate Liviu, pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu te-a dus la împărăție în Europa. Și dacă nu intervii în vremea aceasta, ajutorul vine din altă parte. Pentru că Dumnezeu își apără copiii. Și i-a apărat și va apăra. Vă mulțumesc că Dumnezeu v-a dat harul
și nu la voia întâmplării, v-a scos mama de pe cale ferată. Nu la voia întâmplării. Și nu la voia întâmplării l-a trimis dutea de buletinul. Pentru că în suveranitatea lui Dumnezeu, în atoștiința lui, Dumnezeu vrea să vă folosească în cazul acesta și alte cazuri. Dar astăzi eu mă rog Domnului și meu angajament personal, mă rog Domnului pentru dumneavoastră, îmi dau seama cu cine vorbesc, ce responsabilitate aveți, ce chemare aveți și nu vă este ușor. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune, Duhul Sfânt să vă lumineze mintea, să vă atingă inima și emoțiile și toată ființa dumneavoastră, să vă păzească familia și copiii, pentru că dumneavoastră luptați împotriva iadului și a infernului și asupra societății europene, americane și care este și care se ridică în vremea aceasta să distrugă ceea ce Dumnezeu a rânduit, adică familie. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate și promit că mă rog pentru dumneavoastră, Domnul să vă mulțumesc. Dea binecuvântare. Și am o cerință, dacă îmi dați voie, să folosesc ilustrația aceasta într-o predică. Aveți libertate. Mulțumesc. Frații mei, vreau doar să spun atât. Sunt mii de persoane care sunt preocupate, care nu și-au plecat genunchiul, cum spune Biblia. Mă bucur că zile trecute, fiind la Washington DC, colegul meu, care lucrează și sper să aveți ocazia să-l cunoașteți, care reprezintă biserica noastră la nivelul Conferinței Generale, Nelu Burcea, aflând că m-am implicat deja și el s-a bucurat de lucrul acesta și m-a pus deja în legătură cu un fost ministru de externe din țară care avea relații foarte bune, deja în contact a încercat să realizeze. Deci Biserica Adventistă se preocupă să ajute, indiferent că nu fac parte din biserica noastră. Un lucru este că suntem frați în Iisus Hristos și ca ființe umane avem datoria să fim împreună simțitori cu ceilalți. Doresc ca Dumnezeu din biserica aceasta și pe pastorul ei care îl preocupă, a observat și m-am bucurat să-l văd pe Valentin, că este interesat pentru astfel de situații. Nu uitați un lucru, cine sunt eu? Sunt unul ca și dumneavoastră. Nu cred că am nici putere specială, nici competențe deosebite. Cred însă că am o chemare ca în momentul acesta să pot să îmi fac și eu partea mea acolo unde cred că e necesar să intervin. Cu siguranță vă mulțumesc pentru rugăciunile tuturor, pentru că am nevoie de ele. Dumnezeu și știu ce înseamnă să lucrez la anumite nivele, când nu știi exact uneori cum să procedezi, dar am primit până acum dovezi din partea lui Dumnezeu că El conduce viața noastră și dacă El ne conduce viața noastră, dacă Dumnezeu e de partea noastră... Frații mei, am în mână o carte care spune așa: va veni o vreme când vom regreta foarte mult ocaziile pe care le-am avut și care nu le-am valorificat. Dumnezeu ne învață să valorificăm aceste momente. Din punct de vedere profetic, ne îndreptăm spre o vreme în care Dumnezeu va fi apărarea noastră. În seara asta, vreau să mulțumesc celor ce ne-au vizitat. Este o plăcere să vă avem cu noi. Vă mulțumim pentru cuvântul care l-ați luat în biserica aceasta și care este biblic și care sper din suflet să reprezinte direcția Scripturii în viețile noastre. Vă mulțumesc tuturor. Vreau să vă spun că n-a fost ușor ca pastorul Pruteanu să vină până aici. Și trafic pe drum și schimbare de proiecte și alte lucruri. Dar pentru faptul că s-a simțit bine, Domnul să fie lăudat. De asemenea, mulțumesc pastorului Șamu și de asemenea lui Gabi. Ne apropiem de sfârșit, fraților, mai sunt mâini care s-au ridicat din sală. Îmi cer iertare că fiind 7:01, aș dori ca la ora 7 să ne ridicăm pentru a încheia. În minutul care ne-a mai rămas, Liviu, îți mulțumim pentru că astăzi ai fost cu noi. Îți mulțumim pentru toate veștile bune pe care ni le aduci și mai ales mulțumim lui Dumnezeu pentru că nu lasă niciun loc din lumea aceasta fără martori. Așa cum s-a spus înainte, Domnul să-ți întărească mărturia. Valentin, vă rog sigur. Foarte mult, după o să dați, să vă mai spun încă ceva. Ne rugăm foarte mult pentru părinți, pentru Mariu și Rusu, pentru alți părinți, în necaz, în tragedie. Aveți în vedere de azi înainte să ne rugăm pentru copiii aceia care sunt în familie. Unde sunt? Ei au nevoie. De baza Domnului Dumnezeu, mintea lor. Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Amin. Vă invit să ne ridicăm și ne vom pregăti să cântăm cântarea de final.
prin harul lui Dumnezeu. Apoi îl voi ruga pe fratele Otinel să vină lângă mine pentru rugăciunea de final, de sfârșit. Mântuitorul nostru, la sfârșitul acestei întâlniri nu putem să facem altceva decât să ne amintim de avertizarea pe care ne-ai dat-o că va fi un timp cum n-a fost și nici nu va mai fi. Suntem doar la începutul acestui timp, deja vânturile bat din toate direcțiile. Te rugăm din tot sufletul, din toată inima, să ne dai o viziune clară a timpului în care trăim. Amin. Îți mulțumim pentru toți pe care i-ai chemat, pentru cei care stau la datorie să apere principiul pe care este la baza guvernării tale, libertate. De fapt, aproape orice ce întreprindem în viața noastră este să ajungem să avem acest ideal de libertate la orice nivel și aspect al vieții noastre. Te rog să dai fratelui Liviu Olteanu putere și înțelepciune să-i creezi legăturile de care are nevoie.
Apoi ne îndreptăm gândurile la copiii aceștia. Și nu numai la ei, la toți, probabil sunt mii și zeci de mii care sunt situații de genul acesta și nu le știm. Te rog să-i mângâi și să lucrezi cu Duhul Tău cel Sfânt la inima lor și la mintea lor. Încurajează și pe părinții lor. Sprijină-i acolo unde sunt. Aș vrea să includ în rugăciunea aceasta și organizația aceea. Dacă o faci din răutate sau din motive ascunse, te rog să-i urmărești și să faci tu tot ce știi că este drept. Dacă o faci din greșeală, te rog să-i urmărești cu Duhul Tău cel Sfânt și să-i mântui și pe ei. Amin. Să recunoască că odată ce o să recunoască greșeala, va fi mult mai ușor să se rezolve și cazul. Părinte, Tu ne-ai spus că atunci când o nedreptate se face și noi nu luăm o poziție, suntem tot atât de vinovați ca cei care fac nedreptatea. Te rog să nu fim în cazul acesta. Eu nu am toate amănuntele ce se întâmplă în aprilie, dar te rog din tot sufletul ca mâna Ta să fie peste orice întreprindere care se va lua în ziua aceea. Amin. Și numai în ziua aceea, toate întâlnirile care frații și surorile de pe toată fața pământului pe unde se află întreprind ca să ajute cu adevărat ca planul Tău inițial în care o familie este formată din tată, mamă și copii să continue să fie. Amin. Încă o dată îți mulțumim și cerem iertare pentru toate păcatele și rămânerile noastre în urmă. Amin. Te rog să fii cu frații care ne-au vizitat, să fii cu familiile dânșilor, cu comunitățile dânșilor și Tu știi ce au fiecare nevoie. Ne simțim în siguranță să spunem voia Ta să se facă. Amin. Prin Domnul Hristos îți mulțumim pentru toată dragostea Ta. Amin. Amin. Îți mulțumim, Părinte, pentru timpul de har, pentru timpul bunătății Tale, pentru timpul acesta al mântuirii pe care îl trăim toți. Te rog și eu, la rândul meu, să fii cu familia Bonnariu. Amin. Te rog să-Ți întinzi mâna asupra lor, să le cunoști și să le mângâi durerea, Doamne. Amin. În ultima vreme, durerile noastre ca pământeni sunt mari. Din cauza aceasta cerem, vino, Doamne Iisuse. Amin. Cât mai curând, cât Amin. Mai repede. Dă putere poporului Tău. Amin. Amin. Dă putere celor ce Te mărturisesc să poată să fie gata pentru ceea ce este acum și pentru criza care va veni în viitor. Și ajută-ne ca și noi să fim printre aceștia mărturisitori credincioși ai adevărului Tău. Te rugăm de asemenea pentru săptămâna care ne stă în față. Fă ca zilele care vor veni să fie zile în care să ne ancorăm încrederea noastră în Tine. Fii cu noi la muncă, fii cu noi la problemele noastre, numele Tău să fie lăudat și binecuvântat. Fii, te rog, cu oaspeții noștri la întoarcerea lor acasă. Călăuzește-i pe drum, ferește-i de probleme și fă ca mai departe, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească spre slava Ta și spre gloria numelui Tău în grăbirea revenirii Tale. Amin. Amin.